Vă salut cu drag! În acest video vreau să discutăm despre un subiect foarte interesant, și anume stresul, deoarece consider că stresul este o provocare foarte mare pentru foarte multe persoane. Așadar, astăzi vom discuta despre stres și care este soluția ideală de a scăpa de stres. În acest video voi vorbi din propria experiență, deoarece și eu m-am confruntat cu această problemă, cu stresul. În ultimii ani de activitate am lucrat cu mii de oameni, iar provocarea zilnică era să ajut pe toată lumea a trebuit să preiau din stările diferitor oameni și așa mai departe. Lucru care m-a făcut să caut soluții de a-mi crește toleranța la stres. Stresul nu face parte într-un stil de viață sănătos și ne afectează sistemul imunitar, sistemul digestiv, sistemul reproducător și crește riscul unui atac cerebral sau unui stop cardiac. Totodată, stresul ne face mai vulnerabili la anxietate și depresie, lucru care poate să ne afecteze calitatea vieții și poate să accelereze procesul de îmbătrânire. În ultimii ani am învățat faptul că nu putem evita stresul, ci putem să ne creștem toleranța la stres, astfel încât să trecem cu bine peste toate provocările. Și o să vin către voi cu o serie de acțiuni pe care eu am învățat să le implementez în ultimul timp, iar aceste acțiuni, bineînțeles, mă ajută să-mi cresc toleranța la stres, mă ajută să fiu mai liniștit și să trec cu bine peste provocările pe care le am în fiecare zi. Și mai departe, voi enumera trei obiceiuri zilnice pe care eu personal le implementez în fiecare zi. Iar aceste obiceiuri, bineînțeles, mă ajută să îmi cresc toleranța la stres și să mă simt extraordinar de bine. Primul obicei pe care ți-l recomand este dușul rece de dimineață. După ce te-ai trezit, primul lucru pe care l-ai în vedere este dușul rece. Bineînțeles, nu o să începi cu apă rece, nu o să te bași direct în gheață, o să începi cu apă călduță, iar progresiv de la o zi la alta apa va fi tot mai rece. Acest obicei te va ajuta să scapi de stres și bineînțeles să fii plin de energie întreaga zi. Al doilea obicei pe care ți-l recomand este mișcarea de dimineață. După ce ai cu dușul, să ai în vedere să faci un scurt antrenament între 5 și 20 de minute, în care fie faci niște genuflexiuni, flotări, alergi în fața casei, în parc și așa mai departe. Acest obicei te va ajuta să-ți accelerezi metabolismul și să fii mereu în formă. Iar al treilea obicei pe care ți-l recomand din tot sufletul este să te pui singur la o masă, în liniște, îți iei o foaie, îți iei un pix, și notezi lucrurile pentru care tu ești recunoscător în ziua respectivă. Poate ești recunoscător că ai mâini, poate ești recunoscător că auzi, că vezi, că vorbești, că ai unde dormi, pentru că, din păcate, sunt persoane care dorm în stradă. Tu nu dormi în stradă, fii recunoscător pentru acest lucru sau fii recunoscător pentru jobul care l-ai sau pentru membrii familiei, pentru prieteni și așa mai departe. Și dacă cumva spui că nu ești recunoscător pentru nimic, că nu ai pentru ce să fii recunoscător, stai un pic în liniște și ascultă-ți respirația după care spune mulțumesc. Mulțumesc că îmi aud respirația. Așadar, acestea sunt cele trei obiceiuri pe care îți recomand să le implementezi în fiecare dimineață, la prima oră, iar aceste obiceiuri te vor ajuta să fii recunoscător, să scapi de stres, să combați anxietatea și să te simți power. Bonus, îți recomand să citești această carte